Faptele Apostolului, capitolul 9. Să citim aceste 22 de versete. Pagina 1066. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului, s-a dus la marele preot și i-a cerut scrisor către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, i-a zis Domnul, intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți, auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne! A răspuns el și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiului lui Israel. Și voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă a pus mâinile peste Saul și i-a zis: Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să scapă-ți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovădească în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este El acela care făcea prăpă din Ierusalim printre cei ce chemeau numele acesta? Și n-a venit El aici ca să-i aducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Amin. Dragii mei, frați și surori și prieteni, stăm în seara aceasta față în față cu pocăința acestui om. Nu un om oarecare. Nu neapărat prin funcția care o avea, ci mai ales prin trecutul care l-avea. Care nu este unul foarte plăcut, după cum voi citi 3 texte la ureche. Un trecut pe care el și-l va asuma și va vorbi despre el. Va vorbi cu durere, cu amărăciune, cu tristețe. Aducând o replică unora care vorbesc despre trecutul lor, făcând spectacol în biserici. Făcând oamenii să zâmbească, vorbind de hoții, de violuri, de furt. Fără să schițeze o durere a acelui trecut. Uneori, asemenea persoane te lasă fără grai, fără replică. El va vorbi cu atâta durere în sufletul lui, încât va spune de multe ori: ca unei stârpituri mi s-a arătat și mie, că sunt cel mai nevrednic dintre toți apostolii, pentru că eu am prigonit Biserica lui Iisus Hristos. Va vorbi despre durerea păcatului, dar în același timp va arăta cât de mare a fost harul lui Dumnezeu care l-a ridicat din păcat și va înălța nu alegerea lui și inteligența lui, de care se va feri în toată viața lui de slujire, ca să nu folosească niciodată înțelepciunea vorbirii, nici iscusința, nici oratoria,
ca nu cumva să facă zadarnică crucea lui Hristos. Și va fi atent toată viața lui să fie un predicator cristocentric, care să înalțe zi de zi cel care merită înălțat, și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. Și va arăta cât de mare a fost harul lui Dumnezeu. Spunând tuturor și destrămând acest mit, această minciune a diavolului, care pe mulți oameni ține legați și poate și pe tine în seara asta. Spunându-ți într-un fel de smerenie falsă că tu ai făcut prea multe și l-ai supărat prea mult pe Dumnezeu. Și un fel de a-ți arăta respectul față de Dumnezeu și de sfințenia Lui este să nu te pocăiești. Pentru că ești prea rău pentru ca să mai te poată primi Dumnezeu. Asta este o mare înșelăciune și o mare trădare pe care diavolul ți-o beagă în minte. Azi suntem aici în seara asta să ne uităm la omul ăsta? Că nu există să mergi atât de jos încât să nu poată pătrunde harul lui Dumnezeu. Și cel care te poate scăpa pe tine din orice legătură și m-a putut scăpa pe mine din orice legătură este harul lui Iisus, este harul lui Dumnezeu. Este puterea crucii lui Iisus Hristos în care El a biruit moartea și toată puterea întunericului și a făcut de rușine dezbrăcând toată puterea întunericului și a făcut-o de rușine ieșind biruitor asupra tuturor acestor forțe ale răului prin moartea de la Golgota, unde a dus o biruință totală asupra oricărei domnii și asupra oricărui păcat. Haideți toată biserica să înălțăm pe Iisus în seara asta. De aceea mi-aș dori în seara asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să vă provoc în a auzi un mesaj despre pocăință. Pentru că uneori, spuneam și înainte de biserică, prea iubiților frați, există un fel de ciorbă, de amestec, în care la un moment dat nu mai știm exact ce înseamnă pocăință. Am vorbit aseară cu un prieten foarte drag și am zis, uneori mă întreb și îl citesc pe el. Eu nu mai știu dacă eu mai sunt pocăit la ora asta. Și poate că risc să cred că-s bine și de fapt micile sau marile compromisuri care sunt în viața mea să mă rupă total și sigur de fața lui Dumnezeu și să meargă în iad. Așa că aș vrea pentru cei care nu sunt pocăiți în seara asta și nu s-au întâlnit cu Iisus Hristos să fie seara întâlnirii. Amin. Pentru noi care ne-am întâlnit să fie o seară de analiză în care să rugăm pe Dumnezeu să pătrundă în viețile noastre. Există un risc să ne mișcăm undeva într-o pocăință moștenită, învățată și într-o pocăință experimentată, personal de fiecare. Și mă tem de pocăința din prima latură, moștenită și învățată. Știți că putem să învățăm. Cineva a spus cu un an în urmă, încercând să-i predic despre Iisus, a zis, nu știu cum să zic, dacă tu te-ai născut așa, penticostal, pocăit, păi tu te-ai dus în inerția asta. Dacă maică ți-a zis asta, taică ți-a zis asta, frații tăi au făcut asta, tu fiind ultimul, te-ai dus așa, înainte, pentru că așa ai crezut că e bine. Și eu nu te pot condamna, dar tu să nu-mi ceri mie să fiu altfel. Pentru că eu am fost crescut exact altfel și am fost în altă familie, cu altă religie și cu altă orientare. Și mi-a cerut să-l las fiecare să meargă pe drumul lui. Știu că am avut discuții mai pendelete pe tema asta. Dar există pericolul acesta. Ca să moștenim un anumit soi de pocăință, dar pe care să noi experimentăm cu adevărat în viața noastră. Pentru că eu pot să povestesc foarte multe lucruri despre foarte multe teme. Dar Hristos m-a chemat pe mine să fiu martor. Iar Sfinții Apostoli au spus ce am văzut, ce am pipăit, ce am experimentat, aceea vă propovăduim. Am iubit un slujitor al Dumnezeu care a spus duminică așa. Înainte să vă spun ce vă spun, eu am citit. Eu am adunat informația. Apoi eu am experimentat. Adică am trăit informația. Și după ce eu am trăit-o și am experimentat-o și consider că e adevărată, reală și este una bună, am autoritatea și convingerea să vin la amvon și să vă spunem și să vă spun, da, așa e. De unde știi? Pentru că eu însumi trăiesc asta. Martorul adevărat are valoare și mărturia lui are valoare dacă el însuși a fost acolo. Ai văzut, da. Așa e, de ce? Ăsta e gustul.
De aceea Biblia spune, gustați și vedeți. Că tu poți să vii în biserică, să Dumnezeu e mare, Dumnezeu e sfânt, Dumnezeu e bun, Dumnezeu iartă. Și tu să fii împovărat de săptămâni, de luni, să nu poți zâmbi, să nu fii vesel. Să te vadă toți vecinul, un om apăsat, rău, cu foarte multe crețe pe frunte și foarte încruntat și foarte agitat și foarte nevos. Și în același timp să prezint cu insistență un Dumnezeu bun, un Dumnezeu care e dragoste, un Dumnezeu care face aia și aia și aia. Și el tot timpul să uită omul ăsta la tine și este fix un paradox și ești pe contrasens a ceea ce spui și ceea ce experimentezi. Și atunci diferențele astea trebuie odată să se rupă și trebuie să vorbim despre ceea ce trăim. Și să spunem din toată inima, Domnul să ne ajute. Să spunem din toată inima, Doamne, ai milă de noi. Așa că ne mișcăm în această seară într-o pocăință riscantă, moștenită și învățată și una pe care am experimentat-o. Și credeți-mă, omul acesta experimentează o pocăință adevărată despre care va vorbi cu insistență în fața împăraților, după cum Iisus i-a spus, în fața dregătorilor și va vorbi despre experiența pocăinței lui. Așa s-a făcut în ziua aia, așa s-a întâmplat. Stimate împărate Agripa, și rămâneau toți mască, pentru că el vorbea despre ceea ce a trăit. De aceea, bunul Dumnezeu să scuture odată religia asta din România și să poată să fie niște oameni care să experimenteze o relație personală cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, despre care să vorbim cu lejeritate, despre care să vorbim cu libertate și să putem să vorbim despre supranaturalul pe care îl experimentăm în viețile noastre. Binecuvântat să fie Domnul, adică un Hristos real care se întâlnește cu noi, care vorbește cu noi, care ne anticipă momente din viața noastră și ne pregătește pentru că atunci când ne întâlnim să putem să facem față. Spunem toți aleluia? Binecuvântat să fie Iisus. Așa că v-am promis cele trei texte și aș vrea să le auzim în seara asta despre trecutul acestui om, demontând în mintea multora, oare mă mai poate ierta pe mine Dumnezeu și Hristos pentru toate încăpățânele și nebuniile pe care au fost în viața mea până în seara asta? Și o spun, ca să te poți pocăi cu adevărat, trebuie să-ți asumi trecutul și prezentul dacă e rău. Trebuie să ți-l asumi. Să nu-ți fie rușine să spui că spunea unii frați aici, tot încercăm să ne mascăm, să ne învârtim, să ne sucim. Dar nu ne putem pocăi, frații mei, așa. Nu ne putem pocăi tot spunând la infinit și mereu, cum ești, frate? Bine! Păi dacă nu ești bine, nu spune că ești bine. Dacă nu ești bucuros, nu mima zâmbete din alea vestice care sunt rânjite și nu este niciodată ceva real acolo. Dacă ești trist în seara asta și trist, să spune, sunt trist și amărât și apăsat. Pentru că am păcătuit, am fost ispitită, am îngenunchiat în fața unei provocări, am căzut și în această seară am nevoie să recunosc, să mă asum ce-i cu mine și să cred în puterea lui Dumnezeu de a mă schimba și să vin cu căință și cu pocăință și să experimentez în această seară în biserică puterea transformatoare a Harului Dumnezeu. Ca să putem să plecăm acasă altfel. Vreți asta? Vreți asta? Atunci asumați-vă identitatea care o aveți și pe care o am. Că tot jucând așa în măști la două capete, cu prea sfinți și prea înalți și prea pocăiți și prea pedicostali, s-ar putea după ani de zile să rămânem exact în nivelul ăla. Necrescuți și fără să experimentăm lucrările autentice și adevărate cu Domnul. Dumnezeu să se atingă de noi. Fapte 22, versetul 4. Am prigonit, fiți atenți, până la moarte această cale. Păi dacă am prigonit-o până la moarte, am făcut și eu câte ceva în trecut, da? Nu prea să mă descalific total. El a vorbit în detalii, în amănunte, pentru că, stimații mei frați și surori, pocăința înseamnă detalii. Nu pentru că Dumnezeu are nevoie de detalii. Pentru că prin detalii în care noi scăpăm de superficialitatea asta, noi vorbim așa și ne rugăm la grămadă. Doamne, ai milă de noi. L-ai spus odată, Doamne, ai milă de mine, că azi am fost un om nebun? Că astăzi am vorbit ca un nebun? Că astăzi m-am enervat și mi-am ieșit din fire pe șosea? Că astăzi am strigat la nevastă? Că astăzi am urlat ca un descreerat la copii? Că astăzi am spus o jumătate de adevăr când trebuia să spun întreg?
că astăzi am fost un duplicitar, că astăzi am folosit o mască, că astăzi am fost șmecher, când am vorbit cu o domnișoară și m-am dat drept altul și am spus câte în lună și în soare, că astăzi am învârtit pe tata și pe mama, că astăzi am jucat la două capete cu nevasta, detaliile ar însemna ca toate aceste lucruri să le fi spus în această seară în rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, să spui: Doamne, ăsta s-i eu în seara asta. Asta este tentația mea, asta este problema mea, asta este ispita mea, asta este imoralitatea mea, asta e nebunia mea de azi noapte, asta e nebunia mea de la altăieri. Oameni buni, noi ne putem pocăi făcând măști în biserică. Noi ne putem pocăi zbind măștile jos și lăsând pe Iisus Hristos și Duhul Sfânt să ne străpungă viețile noastre și să fie în toată adunarea. Amin! Pentru că pocăință înseamnă detalii. Dacă tu ai prigonit până la moarte această cale, tu nu poți să spui că așa l-ai împins pe unul cu o vorbă. Am prigonit până la moarte această cale. Am legat și am pus în temniță bărbați și femei. Asta este greu. Să spui tu, dita mai bărbatul, că ai luat o femeie și tu ai legat-o și ai pus-o în temniță, o femeie. Bă, că te-ai bătut cu un bărbat, că l-ai legat, că l-ai îngenunchiat, că l-ai dus în pușcărie, vă spui, asta a fost între bărbați, între noi bărbați. Dar să iei tu o mamă care poate a plâns pentru că avea copii acasă și să o legi și să o duci în pușcărie pentru crezul ei, este ceva. Și mai târziu să vorbești de nebunia asta, să spui: eu m-am pocăit și vreau să fiu un pocăit adevărat și mi-asum trecutul meu. Asta am făcut-o eu, apostolul Pavel de mai târziu, Saul de atunci. Asta am făcut eu. Suntem aici în seara asta. Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Am pus în temniță bărbați și femei. Eu am făcut asta. Spuneam într-o predică o întrebare. Până unde poate merge un om? O persoană îndrăgostită de religia lui, dar nu de Dumnezeu. Și spune, nu ne merge până aici. Pentru că oamenii îndrăgostiți de religii și de forme, ăștia n-au milă în ei. Pentru că oamenii care sunt îndrăgostiți de religii și de forme nu iubesc oamenii. Să vă fie clar asta. Dacă vreți să vedeți un test că cineva e îndrăgostit de Dumnezeu ori de religia lui, de forma lui, fie ea și penticostală, puteți vedea repede. Oamenii ăștia nu iubesc pe cei de lângă ei. Nu iubesc niciodată. Pentru că n-ai cum să vorbești de iubire cât tu te înflăcărezi la față, te roșesc ca un curcan și ca un morcov și ca o roșie când cineva îți ridică tot. Nu poți să vorbești acolo de îndurare, de milă și de dragoste. Avem o problemă și trebuie să ne asumăm și să ne pocăim de ea. Pentru că atunci când ne uităm la oameni să-i putem iubi. Că dacă nu, frații mei, din unde ar apăra legile? Să știți că de multe ori noi am face niște nebunii cumplite. Numai când ne temem, bă, din calomnie, e asta, că de nu ne-am teme de legi, și ar izbuni din noi cine trece prin minte de multe ori, credeți-mă, cred că am asistat la niște lucruri total neplăcute. De aceea vă chem în această seară să ne pocăim cu toții. Pentru că cel care ne cheamă la pocăință este Dumnezeu. Acum nu vreau să vă simțiți rușinați deodată, pentru că aveți în spate tot felul de ieșiri în decor. Pentru că și eu le am avut. Și mă lupt să nu le am. Dar nu va fi ușor. Dar dacă mă pocăiesc în fiecare zi, va fi grozav de ușor. Amin. Și mai ales dacă iau pocăința de dimineață, ca să fiu tare în cursul zilei. Că uneori ne pocăim seara, după ce în spate s-o grămadă de eșecuri ziua. Te spunem de dimineață, înainte de ivirea zorilor, trebuie să ne întâlnim cu El, cu Preanaltul și Preasfântul, să-i cerem putere, milă, har. Și să-i spunem: Doamne, ai milă de noi, când ne ispitesc oamenii pe drum. Ai milă, Doamne. Suntem aici. Pentru că avem nevoie o pocăință adevărată, pentru că vrem să ajungem în cer. Doamne, ajută-ne la asta. Și și-a asumat trecutul. Haideți să-l vedem în capitolul 26. Să vedeți cum și aici și-a asumă. În capitolul 26, versetul 9. Și eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mei de seamă și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. Foarte departe putem să mergem când nu-L iubim pe Dumnezeu și nu suntem pocăiți. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam, fiți foarte atenți, fraza asta m-a demontat când am citit-o. Și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. Vreau să știți ce înseamnă asta? A fost un fel de torționar, că tot se vorbesc de ei acum. În care a luat bărbați și femei și i-a aruncat în pușcărie și a zis:
Renunță la credință. Renunță la Iisus. Abandonează și te eliberezi. Exact ca și securiștii și torționarii ăștia din vremea lui Ceaușescu. El și-a dat toate silințele să determine pe bărbați și femei să hulească pe Iisus. Tot ce a știut el a făcut. Să renunțe la Iisus din Nazaret. Am luptat împotriva lui Iisus din Nazaret. Împotriva lui. Dumnezeu te știe și pe tine care ești în seara asta. Cât ai ocărât calea pocăinței, cât ai lovit, cât ai spus în mintea ta, cât de mulți ai provocat, ai ispitit pe oameni să facă lucrurile. Abaram! Dar cel care cercetează adunare este Duhul lui Dumnezeu. Care cercetează inima mea și a ta este Iisus Hristos. Dumnezeu te știe și mă știe și pe mine cât de mult timp și de cât timp sunt împotriva lui Iisus. Pentru că atunci când urăsc, nu sunt favoarea lui Iisus, sunt împotriva lui, că El e dragoste, mă înțelegi? Doamne, atinge-te de noi în seara asta. Atinge-te de inima mea și de viața mea. Asta a făcut. Galateni, capitolul 1, versetul 11, 13 și 14. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată, în religia iudeilor. Mă adică prigoneam peste măsură de mult biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulți din neamul meu, de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Pocăiților, fiți foarte atenți, că în legile acestei țări nu ne vor mai apărea, râvna celorlalți pentru datinile strămoșești ne vor face praf. Pentru că trăim într-o țară în care râvna este nespus de mare, nu pentru Dumnezeu. Că dacă ar fi pentru Dumnezeu râvna românilor, n-ar fi atâta corupție, atâta mizerie și o țară absolut desfigurată din orice punct de vedere. Pentru care noi trebuie să ne rugăm, stimați pocăiți, zi și noapte, ca să vină trezirea și vindecarea acestei țări. Că să destramă neamul românesc sub ochii noștri și nouă nu ne pasă! Nouă! Sfinții lui Dumnezeu! Ar trebui să plângem și zi și noapte ca Ieremia, să ne rugăm ca el, Doamne, fă-mi capul un izvor plin de apă, să plângem zi și noapte pe morții fiii poporului meu, să plângem zi și noapte! Ciudată rugăciune! Toți ne-am rugat să ne mai dă Dumnezeu un cuhetar de pământ! Toți ne rugăm să mai avem încă o mașină, unde place asta, vrem alta, și eu ca voi! Toți ne învârtim și intrăm pe internet, care e mai bună, care e mai slabă, și toți suntem într-o competiție surdă și nebună! Dar când se mai roagă Sfinții Dumnezeu, Doamne, nu vreau să-mi fac capul un creier să știu să fac afaceri. Că ăștia sunt aplaudați la scenă deschisă. Care suntem mai deștepți? Așa cum am spus, într-o competiție absolut fără nicio miză pentru Sfinții lui Dumnezeu. Și totuși, cine se mai roagă să fie capul plin cu apă? Să fie capul un fel de fântână, un fel de bazin, un fel de boiler? De ce? Ca să pot să plâng zi și noapte, că nu mai am lacrimi. Să-mi facă Domnul un cap apă să-mi bage Dumnezeu. Să pot să plâng zi și noapte. Mai aveți plăcerea în plânge pentru alții? Când ați plâns ultima dată pentru alții? Uitați-vă spre mine, bărbați. Când ați plâns până la istovire pentru alții? Când ați plâns sulor până la istovire? Când vi s-a terminat lacrimile? Când ați scăldat picioarele Creatorului cu lacrimi? Când am făcut ultima dată astăzi? Dumnezeu este prezent în biserică. Suntem niște leneși, niște pocăiți jalnici, de-a dreptul. Care nu mai știm debusolați. Dar suntem aici să ne pocăim în această seară. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că cineva trebuie odată să spună că există o națiune care este plină de râvnă pentru datinile strămoșești, dar nu pentru Dumnezeu. Datinile nu vor schimba pe nimeni. N-a schimbat nici pe Pavel. L-a făcut un criminal datinile. L-a făcut un om fără milă, fără scrupule. A călcat în picioare femeia și statutul ei. A călcat în picioare mama și statutul ei. A călcat în picioare relațiile dintre mame și tați și copii. Ura îi clocotea în vene. Pentru că datinile strămoșești nu te liberează de ură. Îți injectează ură. Singurul care te poate libera de ură este o întâlnire personală cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care îți va injecta în vene, dacă vei vrea, toată viața, ceea ce este cel mai mare adevăr al Universului, dragostea lui Dumnezeu. Va fi turnată în inima ta prin Duhul Sfânt care a fost trimis. Aleluia lui Dumnezeu! Aleluia lui Iisus! Binecuvântat să fie Duhul Sfânt între noi! Aleluia! Glorie Domnului! Când vrei să te pocăiești?
auzeam aici seara asta și am zis, Doamne, cred că Tu m-ai călăuzit să aleg textul ăsta. Că auzeam că frații spuneau, veni niște oameni și poate că în seara asta, de câte ori m-am uitat și eu printre degete, cred că seara asta se pocăiește. Și așa mă uitam. Și de multe ori am fost dezamăgit că nu se apucă, e persoana la care eu m-am așteptat. Și după aia am încetat să mai uit și mai bine mă uit printre zebrările sufletului meu să mă pocăiesc eu. Pentru că eu nu pot să pocăiesc mine. Dar aveam și eu curiozitățile, pentru că era cuvântul Dumnezeu atât de matematic în biserică. Eu știam că eram slujitor în biserică, știam pe unde țintește Duhul Sfânt. Și ziceam, gata, asta e seara când se cedează. Și când era chemare în față sau rugăciune sau... Bă, nu se pocăia oameni. Și sunt ani de zile de când știu în mintea mea oameni care nu se pocăiesc. Sfântul Augustin a spus despre convertirea lui Saul așa. A fost supunerea violentă, dramatică, a lui Hristos față de o ființă rebelă. Aș vrea să spun în seara asta că unii dintre noi nu vrem să ne pocăim până ce nu apare în viața noastră o dramă. Înțelegeți? Unii vrem dramă. Știți că sunt regizori care fac teatru în teatru dramă și mai ales filme. Dramatice. Țin pe cei care se uită la filme. Eu nu prea mă uit la filme, cred că știu din start că e o minciună și nu-mi plac minciunile, credeți. Și fac drame. Și spune acolo, filmul ăsta este o dramă. Păi dacă oamenii știu să facă drame, imaginare, vă spun că Dumnezeu știe să creeze o dramă ca să-ți dorobească sufletul tău mândru și sufletul meu. Și să ne îngenuncheze. Știe. Dar Dumnezeu nu vrea drame. Dacă noi nu ne întoarcem la Dumnezeu, Dumnezeu vine într-un mod dramatic în viețile noastre. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne dea minte tuturor care suntem la biserică în seara asta. Să ne dea Dumnezeu înțelepciune. Sper să nu vreți drame. Dar aud un om în mintea mea, nu cred că este o lună, peste ocean, nu în America, într-o altă țară, care... Eu am mers la botezul băiatului său. Și el și-a dorit să fiu acolo, că de-aia mi-a și plătit bilet pentru 5 zile să mă duc până acolo. Mi s-a părut puțin absurd, da? Am zis, bă, e tata și el, nu sunt toți la Dumnezeu, da? Poate că acum îi moaie Dumnezeu inima când va vedea fiul lui de 15 ani, de vreme, să bagă în apă și spune că își crede în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Că îi se va muia inima lui. Dar în timp ce eram acolo, un slujitor mai curajos decât mine, i-a spus în față. De ce nu te pocăiești? Știi ce era fain? Era fain azi în apă să fii cu copilul tău. Amândoi deodată să vă pocăiți. Sună el? Da, era. Uite așa, nu-mi spuneți voi mie. Eu până ce nu mă, Dumnezeu ăsta pe mine personal nu mă convinge, eu nu cedez. Sigur, în parte... indica că își dorea o întâlnire personală cu Domnul, dar știți, nu știu cum să vă spun, dar de atâția ani, de atâta vreme vom ajunge în punctul ăsta imediat. Noi încă n-am reușit să pricepem că Iisus Hristos este în preajma noastră. Atâtea lucruri ni s-a întâmplat în care știți clar, ca mine, că acolo pot să fi încăpățânat și aproape păgând ca și faraon, dar la un moment dat vrăjitor să fii, nebun să fii, cu diavolul înfășurat. Bă, dar când vine o minune a lui Dumnezeu, spui, știi ceva, faraon, aici e degetul lui Dumnezeu. Și plus minus toți care suntem aici, indiferent câte nebunie pun viețile noastre, am avut cel puțin odată în momentul ăsta când am zis, bă, frate, aici e degetul lui Dumnezeu. Și ăla putea să fie un moment în care să te întorci cu toată fața spre Dumnezeu. Dar unii vrem drame. Crezi că a fost simplu? Noi vedem asta, lui Pavel, pocăința asta. A fost o dramă acolo. A fost, când a pășit Iisus Hristos în scenă, a fost o dramă acolo, că a venit o lumină puternică din cer, că l-a izbit deodată la pământ. Și tremura, tremurând și plin de frică. Dumneavoastră, ce crezi că îți imagina Pavel? Că e gata, acolo e sfârșitul vieții lui. Eu și-am imaginat vindecare, Duhul Sfânt, Anania, pus mâinile peste ei, predicare, mărturie, tot ce a urmat. Ci era în mintea lui Iisus asta, lui Dumnezeu ce urma planul. Și urma să-i spună, dar atunci când a venit lumina și l-a trântit
deodată de pământ divinitatea, vă dați seama că în secundele alea a crezut că e gata, sfârșit, e moartea mea acum. Și s-a dezintegrat aproape fiecare celulă din el. Vă dați, bă, dumneavoastră vă dați seama, un accident, ceva, o spaimă, un diagnostic, tot tremurăm. Dar pe când însuși Dumnezeu în puterea lui ar coborî într-o seară în camera ta și te-ar scutura odată o lumină puternică să cazi la pământ acolo. Pe un cutremur ne prindem de cap și fugim de nu mai știm în ce direcție. Dar pe când însuși Iisus Hristos ar păzi scena vieții tale și te-ar segmenta odată într-o seară sau într-o zi așa, te-ai întâlni față în față cu lumina lui și te vezi că lingi macul și pământul și nisipul de jos, pentru că nu știi ce urmează în secunda a doi. Nu știi dacă te mai ridici vreodată acolo, dacă nu vine Dumnezeu într-o putere mai mare și te face praf și te mistuie sub talpa lui. Nu știi asta! Prieteni dragi, vreți drame? Dumnezeu poate să facă drame! Știți, aud în vara asta pe un om care mărturisește: am lucrat ca un nebun, mi-am pus toată viața mea în slujba banilor, am alergat, mi-am nesocotit nevasta, familia, copiii și am fost mare și tare și m-am dus ca un nebun înainte, a zis, nu mai prinde nimeni din spate și mă duc și mă duc. Într-o zi, Dumnezeu m-a pus cu botul în țărână și m-a îngenuncheat printr-un cancer la stomac. Și m-am făcut covrig și m-am pus jos cu fata la podea. Și am zis, Doamne, am o grămadă de copii. Mai lasă-mă să trăiesc, Doamne. Și am strigat către Dumnezeu și mi-am văzut toată nebunia mea. Și în drama acestui cancer am întâlnit cu adevărat pocăința și am întâlnit pentru prima dată cu adevărat pe Cel care ține în mână Universul. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ne-am bătut joc de tot ceea ce nu trebuia să-mi bat joc, dar a venit drama. Și când a venit drama, am îngenunchiat și m-am prăbușit. Vreți să vă spun eu, vă pot spune Nicu, toți păstori aici, câte familii am văzut noi de copii care n-au priceput ce le spune tata și mama de ani de zile că trebuie să se pocăiască. Și n-au ascultat că le întrecea predica pe aici și așa pe alta. N-am văzut eu mame istovite, îmbătrânite, îngârbovite, spunându-le rebelilor de copiii lor, de lângă ei, pocăiește-te, adunare, adunare, roagă-te, caută-L pe Dumnezeu, că Dumnezeu va și înainte. Și ei, niciuna, nici alta, râdeau în zeflemea. Și dacă nu o făceau direct, că mai au puțin respect, după aceea mama, bătrâna și tata, barna, urma pocăință și biserică știu. Astăzi au luat în derâdere calea lui Dumnezeu și a pocăință. Pocăință ăștia sunt nebun, numai biserică, numai... Cât a zorbit așa? Într-o zi a pășit Dumnezeu dramatic în casa lor și a luat-o pe mama. Și pe dunga gropii strigeau, strângeau că ca mama a murit din pricina noastră. Dram. Mulți dintre ei azi sunt pocăiți în biserică. Îi cunosc o parte. Dar a fost nevoie de dramă ca să poată să privească în sus, spre crucea de la Golgota, și să se hotărească odată să nu mai mimeze pocăința, și să se pocăiască cu adevărat. Fie Duhul lui Dumnezeu să ne atingă, pentru că ușurătatea care noi privim pocăința, mestecatul gumei și mesajele în biserică, și toată superficialitatea care se mișcă printre noi, arată că noi nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu cel adevărat. Că ceea ce a spus fratele aici, doi sau trei, noi nu credem că e așa. Este ceva fictiv, este ceva frumos, care dă bine la auz. Ceva pentru trei bătrâni care încă mai cred că Iisus Hristos se mai mișcă în adunare. Dar masa de tineret, oare mai crede că Iisus Hristos este prezent în biserică? Asta ar însemna o atitudine, tremurând și plin de frică, spun, cine ești, Doamne? Nu arogant, tremurând și plin de frică, zic, Doamne, cine ești? Dacă Dumnezeu nu vine în dramă, îl putem lua peste picior. Dacă Dumnezeu nu vine în dramă, putem vorbi cu El. Doamne, chiar vrei să mă pocăiesc? Da, vreau să te pocăiesc. Doamne, mai ai răbdare, că mai am niște șmecherii de făcut. Mai am o noapte, două, că așa am făcut și eu. L-am lăsat ușor pe Dumnezeu, până ce Dumnezeu a venit în dramă. Și când am văzut iadul la un metru în fața mea și m-am negrit la față și n-am mai dormit o lună și am zis că tot mă dezintegrez, atunci am zis, Doamne Dumnezeule, unde ești? Vorbește-mi, Doamne, nu te departa. Și Iisus a fost lângă mine, pentru că așa El este plin de milă și de îndurare. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ascultătorule care mă auzi în seara asta, întoarce-te la Dumnezeu în vreme bună, în vreme când auzi predici, în vreme când auzi cântări, în vreme când Dumnezeu trimite oameni să-ți vorbească. Hotărăște-te pentru Dumnezeu în seara asta. Este o seară de har, nu-i drama aici. Este Iisus Hristos în dragostea Lui. Este Iisus Hristos în bunătatea Lui. Este Iisus Hristos care vine să-ți facă semn cu mâna. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da o dignă peste sufletele voastre. Strigăm toată adunarea, aleluia, aleluia, o seară de har la Uedin, o seară de milă, de îndurare. Iisus Hristos e în adunare, mâinile Lui
Sunt aici să prindă ființa ta. Sângele lui curge în această seară ca să spele nebunile și rebeliunea ta și să se întâlnească cu tine, să te îmbrățișeze într-un gest etern de dragoste și să cazi la picioarele lui și să-i simți dragostea lui cum intră în venele tale și să spui: Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos e Domnul meu. Iisus Hristos este împăratul meu. M-am jucat cu Dumnezeu. Am moștenit o pocăință și am învățat-o și am mimat-o. Dar Iisus Hristos m-a întâlnit în seara asta. Aleluia! Sau dacă care v-ați uitat de pocăința asta adevărat, dar pe care ați trăit-o cândva, este timpul să ne întoarcem cu fața înspre Dumnezeu. Aleluia! Dumnezeu să se atingă de noi seara asta. Cine ești, Doamne? Din dramă nu mai faci multe dialoguri și multe povești și filozofii. Care nu sunt drame, povestesc, ce să-ți mai spun? Știu că am un prieten foarte bun, iubește bisericile, evanghelizările. Când vine, îi plac unii predicatori și țin minte pe fratele Zaharia că în iarnă, acum care a trecut în anul ăsta, când a fost la evanghelizare, și-l știa și-l urmărea și discutau și pe mesaje. Și un om cu bani, în fine, nu mai contează. Și după aia am mers la un ceai, acolo lângă noi, la restaurant și știu că fratele Zaharia a zis: o să-i vii să-i dau numele. Nu te-ai uitat nici în seara? Ce mai vrei? Filozofie. Dar într-un final a fost un sincer și a zis: știi care e problema mea? Încă mai îmi place lumea. Asta e. Încă mai iubesc lucruri din lumea asta. Și dacă mai iubești lucruri din lumea asta, nu poți să experimentezi pocăința adevărată, care înseamnă să pui totul pe masă ca să primești în loc ceea ce ai tu, harul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Dar când te întâlnești cu Iisus, atunci spui: cine ești, Doamne? Și aude deodată Saul atunci: eu sunt Iisus. Eu sunt Iisus pe care tu de o vreme îl prigonești. Și replica asta este divină, spirituală, adâncă. Dar următoarea frază spune că nu e foarte spirituală, pentru că Iisus Hristos de acolo din cer îi spune: nu-i așa că ți-ar fi greu să dai înapoi și să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Și așa să rămânem pentru câteva minute în povestea asta cu țepușul. Deja am anticipat. Spune: nu-i așa că ți-ar fi greu să dai înapoi într-un țepuș? Poate pentru noi țepușul uneori, pentru noi românii, ceva mai complicat. Dacă am vorbit de alt element pe care să-l amintesc, ne-ar fi mai comun. Dar țepușul pentru ei din vremea aceea era un băț ascuțit, care era folosit pentru animale ca să tragă, să meargă înainte. Pentru boi și pentru cei care trăgeau la jug sau la arat. Și când el se oprea, proprietarul înțepa cu țepușul ăla în spate, în picior. Și durerea provocată de înțepătura aia îl făcea să meargă înainte. Dar dacă se întâmpla el să dea înapoi, era cel mai complicat pentru animal. Pentru că doar stăpânul ținea țepușul ăla. Și când el dădea cu piciorul înapoi, se împlunta în carne bățul ascuțit. Încât era determinat atunci să meargă înainte. Frații mei și oameni buni, noi folosim scorbaciu sau biciu ca să determinăm animalul ăla să meargă mai departe. Și Iisus i-a spus: Nu e așa că ți-e greu să mai dai înapoi. Într-un fel, ți-e imposibil să mai dai înapoi. Știți de ce? Pentru că avea el un fel de țepuș în trei dimensiuni în spate. Primul țepuș, și ceea ce am anticipat în seara asta. Saul era cam de aceeași vârstă cu Domnul Iisus Hristos și cu Ioan Botezătorul. Mai târziu va vorbi absolut clar și matematic despre Ioan, arătând că el știa din vremea aia detalii despre persoanele astea. El, cel mai înaintat în râvnă decât toți de vremea lui, să știți că atunci când a auzit cuvântul ăsta: eu sunt Iisus, și a adus aminte de minunile lui, de predicile lui și de toată popularitatea excesiv de mare pe care Iisus Hristos în cei 3 ani și jumătate a dat dovadă că a împrăștiat peste tot, tot ce a făcut el. Și a zis: nu-i așa că ți este greu să dai înapoi, pentru că cel despre care tu ai știut este cel care se întâlnește cu tine acum. Eu sunt Iisus, despre care tu ai auzit atât de multe. Așa să vă întreb pe voi care sunteți în huiedin în seara asta. Se spune aici: câte predici am auzit noi? Chiar câte predici am auzit?
Faptul că să asculți o predică e grozavă. E bine. Dacă predicile astea nu ne-au schimbat viața, se transformă într-un băț ascuțit. Și când vei vrea vreodată acum, sau Doamne ferește în eternitate, să dai înapoi, să spui, Doamne, dar pe eu n-am auzit. Țepușul ăla ți se va înfinge în carne și va spune, ți-am vorbit de mii de ori. M-am atins de viața ta, de casa ta, de fiii tăi, de pâinea ta, de apa ta, de hainele tale. Ți-am făcut bine, eu, Iisus. Aveți curajul vreunul să vă ridicați în această seară să spuneți, mie nu mi-a făcut Dumnezeu niciun bine niciodată? Aveți curajul careva să spuneți, n-am auzit niciodată de Iisus? Sunt aici să vă spun prima dată, auzi în seara asta și vorbesc cu tine de mâine, că seara asta va fi țepușul tău că ai auzit despre Domnul. Dar mă tem că ați auzit toți de aici de zeci de ori, de sute de ori, de mii de ori. De ce nu ne-am pocăit? Investiția lui Iisus de ani de zile, în predici, în minuni, intervenții supranaturale în casa voastră, în viața voastră. Ce am făcut cu toate minunile lui Dumnezeu? Ce am făcut cu momentele alea în care am strigat disperat spre Dumnezeu și spre îndurarea Lui? Și Iisus a fost lângă noi, deși noi eram răi și răzvătiți și nepocăiți. A fost acolo, ne-a ascultat și a vindecat și a ridicat și a eliberat. Ne-a dat pâine și apă și sănătate și suntem cât avem aici în biserică și putem să ridicăm mâini și avem creier și mâini și picioare. Pentru că cel care a fost bun cu tine, indiferent ce câte nebunii ai făcut, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu! Cel mai greu țepuș din viața mea, care niciodată nu pot să înțeleg, este că am momente când mă duc cu mașina singur și cad așa într-un plâns, fără ieșire. Și totul îl întreb pe Dumnezeu de fiecare dată și pe Iisus, de ce mă iubește? Și de ce m-a iubit? Pentru că găsesc în spatele meu și eu, ca toți dintre voi, o grămadă de lucruri care nu se potrivesc cu Biblia. În care simt că am lovit în Dumnezeu și în Hristos, conștient de foarte multe ori. Și mă doare, mă dor rănile alea. Și tot îl întreb pe Iisus, Doamne, dar de ce m-ai iubit? De ce mă iubești? Și nu pot să dau înapoi, că în spatele meu este o dragoste imensă, pe care Iisus Hristos mi-a postat-o și a zis, nu pot să dai înapoi, pentru că te-am iubit prea mult. Am investit prea mult de când erai copil în tine. Tu n-ai cum să mai dai înapoi. Uită-te spre cruce, uită-te spre cer. Du-te cu bucurie înainte. Pentru că ți-ar fi greu să dai înapoi. Pentru că în spatele meu este dragostea mea. Este dragostea pe care am investit-o în tine. Din toată inima, glorie lui Iisus. Glorie lui Iisus. Cum să dau înapoi? Că săptămâna trecută fiica noastră mai mare, Gabriela, a venit din biserică și mi-a spus, tati, mi-e rău, vină să-mi iei din oraș. Și m-a dus altul din oraș. Și mi-a spus, știi ce? Faci școală de șofer. A trebuit să se oprească și am vomat negru, am vomat sânge, tati! Ca după aia să mai spună detalii, că i s-a întâmplat și aseară niște lucruri ciudate. Și eu care am avut două hemoragii digestive știam despre ce este vorba. Și ce să fac? Mi-am adunat toți patru copii în casă și am zis, ne rugăm! E vorba de gardă, de medici, de urgență, de terapie intensivă, de cabluri pe nas. Știu despre ce e vorba! Ne rugăm! Doar eu predic seară de seară un Dumnezeu adevărat. Eu predic un Hristos care vindecă. Și am zis, Doamne, dacă pe mine nu mă asculți, e copilul cel mai mic, David, are 2 ani și 8 luni și l-am văzut. Când am pus mâna peste stomacul, Gabriel a întins pe pat, că el și-a întins mâna, mimând pe tatăl său la 2 ani și 8 luni. Și am zis, Doamne, dacă pe mine nu mă asculți, pe copilul ăsta de 2 ani și 8 luni curat, din instinctul lui de conservare, te rog să-l asculți, să o vindeci. Și cu soția și cu ceilalți m-am rugat. Și vreau să vă spun că următoarea zi soția s-a dus și a făcut endoscopie. Și nu a găsit nimic în stomac, pentru că cel care ascultă rugăciunea este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Țepușul ăsta e în spatele meu de o săptămână și eu nu mai pot să dau înapoi, pentru că Iisus Hristos este Dumnezeul minunilor, care s-a atins de viața mea, nevrednic și nevrednici. Iisus Hristos este bunătate. Glorificat să fie numele Lui în veci. Glorificat să fie numele Lui în veci. Și să mai spun ceva. Saule! Ți-a adus aminte când ți-ai dat toate silințele să hulească oamenii aia numele meu? Și n-ai putut să-i faci să ulească. I-ai băgat în pușcărie și au rămas fermi. Le-ai amenințat familia luând mamele și ai lăsat copiii acasă plângând în poartă. Și nu e imaginația mea, așa au fost. Și i-ai dus în temniță și mamele alea n-au spus, lasă-ne, refuzăm pe Iisus, nu vrem să ne desprindem de copii. S-au dus în pușcărie. Și tu tot timpul te-ai frământat, Saule, să te întreb, ce-i ține pe ăștia legați de cer? Ce-i ține pe ăștia legați de Iisus? De ce nu mint? De ce nu fură? De ce nu sunt corupți? De ce sunt la nebunia asta de pocăință? De ce?
Pentru că pocăința înseamnă legătură cu cerul, legătură cu Fiul lui Dumnezeu. Știți de ce n-au renunțat? Pentru că dragostea lor supremă, Saule, am fost eu, Iisus. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus. Eu sunt Iisus din viața bătrânilor care ai văzut ani de zile că n-au furat, n-au mințit. Care au iubit biserica și împotriva comunismului și a securiștilor s-au adunat, au plâns și s-au rugat și au riscat viețile, unul au plătit cu prețul vieții și au murit pentru că aveau un singur destin și un singur vis pe care scrie iubim pe Iisus, iubim cerul și iubim veșnicia. Țara noastră nu e aici, țara mea e acolo sus și eu mă duc după Iisus. Chiar dacă trebuie să nu mai văd niciodată soțul și soția, eu rămân lipit de Iisus, de Fiul lui Dumnezeu. Se spune în toată biserica, aleluia, binecuvântat să fie Domnul. De aceea martirii sunt sub altar și spun, cât mai ai vreme mai ai să răzbuni ceea ce noi am făcut. Mai așteptați să le mai dă câte o haină. Va veni o zi a dreptății. Tu ai țilit oamenii să ulească, ei n-au cedat. Dumnezeu să ajute toți pocăiți să nu cedeze niciodată. Poate ai văzut și pocăiți nepocăiți, cred asta. Dar vreau să spun, prietene, că ai văzut și pocăiți pocăiți. Pe care poate i-ai judecat ani de zile pentru stilul lor de viață și le-ai spus rătăciții, retardații mental, proștii. În această seară vreau să spun, ăștia sunt sfinții lui Dumnezeu, care și-au legat viața nu de pământul ăsta, de cer. De aceea, pocăiților, dacă nu mai suntem prea pocăiți, să ne ajute Dumnezeu să ne dezlipim în seara asta, de lumea asta și de pământul ăsta. Noi avem un destin măreț. Destinul nostru este Iisus Hristos. Destinul nostru este cerul. Noi trebuie să fim cei mai fericiți oameni de pe pământ. Noi trebuie să strălucim de bucurie că purtăm în vasele astea de lut cea mai mare comoară, care este mântuirea prin credința în Iisus Hristos. Suntem un popor mântuit. Amin? Iisus Hristos ne-a mântuit și de iertat de căcați. Dovediți fiind lipiți de Dumnezeu. Dacă toată lumea merge aiurea, noi rămânem lipiți de Iisus. Noi rămânem lipiți de Dumnezeu. Pocăiților! Saul de pe stradă și de printre noi are nevoie să vadă niște oameni care nu cedează, nu cedează. 1000 să cadă în lătul, 10.000 în la dreapta, dar eu nu rămân lipit de ei. Toată lumea face așa, eu nu fac. Toată lumea merge așa, eu nu fac. Spunea păstor aseară, am spus doi tineri, bă, s-au dus la anunți. La anunți din lume. Și ne-am spus, bă, de ce v-ați dus la anunți din lume? Păi cum să nu mergem, că-i verișorul? Păi cum să nu mergem, că toți merg? Toți pocăiții merg la nunți. Simțeam că li se taie picioarele la înaintașii noștri. Când auzeau o melodie aiurea. Azi le ascultăm fără nicio problemă. Azi mergem oriunde. Facem aproape orice. Pentru că nu ne mai pas. Atunci Pavel și-a dat toate silințele să-i facă să schimbe. Și n-a reușit. Când Iisus a prezentat, eu sunt Iisus pe care tu ai vrut să-i determin pe oamenii să renunțe. Azi mă prezint, eu sunt ăla. Care te-a măcinat zi și noapte. Și când l-ai văzut pe Ștefan că moare și tu îi păzești hainele. Și a spus, văd cerul deschis și pe Iisus stând în picioare, la dreapta Tatălui. Tu ai auzit de mine atunci, ai auzit că e cerul deschis. Ai auzit că Iisus stă la dreapta. Eu care te întâlnesc în seara asta, eu sunt Iisus, ăla. În biserica din Huiedin nu e o religie. V-aș invita pe toți să plecați, dar mai transpira în seara asta. Dar pentru că eu știu că în seara asta, în biserică este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care m-a mântuit pe mine și milioane de oameni, te invit să vii la Domnul în seara asta. Te invit să-L accesi pe Iisus ca Domn și Mântuitor personal. În această seară, Cel care vine să-L cunoști este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Iar seara aceasta este a treia fază a țepușului. Ce mai faci cu ea? Mai poți să dai înapoi? Când vei vrea să dai înapoi, un țepuș imens va intra în tine și să-ți spune, ți-am vorbit! Nu mai ai nicio scuză. Dumnezeu să se atingă de noi. Dumnezeu să ne ajute să descoperim pe Iisus Hristos. Să descoperim puterea Lui. Glorie Domnului. Eu sunt Iisus și am făcut cunoștință. Și aș vrea să închei predica din seara asta spunându-o. O întrebare. Dumneavoastră îl cunoașteți pe Iisus? Mă tem că vorbim foarte mult de El. Că și cântăm foarte mult de El și totul e bine. Dar aș vrea cumva să facem să-L cunoaștem pe Iisus. Pentru că Saul, apostolul Pavel mai târziu, a făcut din momentul ăsta dezideratul total al vieții lui. Toată viața lui, până s-a dus în veșnicie, și-a înfășurat-o
prin momentul ăsta. Cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus. Și în momentul ăsta când s-au întâlnit și s-au cunoscut, a devenit pentru el valoarea supremă a vieții lui. Și mă rog ca Dumnezeu să atingă de toți care suntem în biserică. Care e valoarea supremă a vieții noastre? Au, Doamne, bămbăi, mă mai duc la biserică. Deci, nu m-au pus. Cum? Nu m-au pus. Unde este pună? Nu mai vreau aia. Nu mai. Doamne, citește Biblia toată seara în fața mea. Mă sfidează. De ce? Nu a făcut aia. Nu a făcut aia. Bă, frații mei, mă întreb dacă oamenii ăștia au cunoscut pe Iisus. Ne uităm ca într-o oglindă seara. Apostolul Pavel a scris în Filipeni povestea asta. A reluat-o la bătrâneți și a spus așa, capitolul 3, versetul 7. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina unui singur nume, a lui Iisus Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere. Iată o acoladă pe atunci le-am privit așa, ba încă și acum. La bătrânețe în Filipi, în închisoare cu lanțuri pe mâini, spune, scrie scribule. Și acum privesc toate aceste lucruri. Nu m-am schimbat, nu m-am modernizat, n-am niciun regret. Am rămas același om ancorat într-o valoare. Dar și acum lucrurile acestea le privesc ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, pentru că am un singur deziderat și un singur vis, ca să câștig pe Hristos. Glorie Domnului! Și să nu fiu găsit într-o neprihănire a mea sau una care o dă legea, ci să fiu găsit într-o neprihănire pe care o dă Hristos prin credință. Să spunem toată biserica, amin. Amin. Spunem toată biserica, amin. Amin. Și mai am ceva de spus, versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Să spună toată biserica de pocăiți, amin. El a zis că vrea să ajungă pe lanvoane, pe lanvoane, pe în față, pe în spate. Dezideratul vieții mele de pocăit este să renunț la toate față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos. Faptul că m-am întâlnit cu Iisus îmi este suficient. Pot să stau pe ultima bancă în balcon, să nu fiu niciodată în comitet, să n-am nicio funcție, să mă dea toți cu capul în jos, să mă trântească de pământ. N-am nicio miză. Miza vieții mele este cunoașterea lui Iisus Hristos. Miza vieții mele să-L cunosc pe El. Unor ai impresia că suntem sălbatici. Ce mize aveți? Le spun, bă, fraților, politicienii au miza lor, banul și puterea. Afaceriștii au miza lor, puterea, dar noi în biserică ce miză avem? Să-L cunosc pe El. Vă temeți să spuneți amin, știți? Și eu mă tem. Pentru că avem mize strâmbe, false, omenești, firești, ca să nu merg mai departe. Miza mea, a spus Pavel, până la bătrânețe, este să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Răpil al treilea cer, mai ai chef de cunoaște? Da, asta e misa mea. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Părtășia suferințelor Lui, să mă facă asemenea cu moartea Lui. Ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. De la drumul Damascului și până în pușcăria din Filipi, a traversat o viață în care dorința arzândă a vieții lui era să-L descopere pe Iisus Hristos. Să descopere pe Iisus Hristos. Pescarul de altădată, Petru, va scrie aceleași lucruri în debutul capitolului 1 din a doua epistolă, versetul 2. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Citesc încă o dată. Harul și pacea. De ce nu avem har și pace? Pentru că harul și pacea se înmulțește prin cunoașterea lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Să spunem toată adunarea, amin. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Prin ce? Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat spre slava și puterea lui. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Prin ce? Prin cunoașterea lui Dumnezeu. Aleluia! Prin cunoașterea lui Iisus Hristos. Iată-ne puternici, iată-ne mari, iată-ne grozavi. Prin ce? Prin cunoașterea lui Iisus. Dumneavoastră să-L cunoașteți pe Iisus? Și ar putea să vă știți doctrinele foarte bine. S-ar putea să știți o grămadă de filozofii. Au oameni care mi-e și frică să stau între ei, îmi pune o întrebare de aia sucită, nu mă mai ies de acolo. Dar îmi place să stau lângă oamenii care cunosc pe Iisus Hristos.
care te contaminează cu dragostea lor, cu bucuria lor. Și îți vine să te culci la umbra lor, că dormi într-o secundă. Dar lângă spini care te înțapă și te provoacă și te enervează, nu poți să dormi 5 minute. Mi-e dor de Sfinții lui Dumnezeu, care cunosc pe Iisus Hristos, care cunosc puterea Lui, care cunosc părtășia cu suferințele Lui și care sunt gata să moară pentru Iisus Hristos și au un singur destin, să ajungă mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu. În rest, sunt politici bisericești, le spun direct și tranșant, multă politică bisericească, multe lucruri omenești, multe forme și multe tragedii care aparțin nouă. În rest, Iisus Hristos rămâne simplu. Eu sunt Iisus. Tu, eu sunt Saul. Și povestea pocăinței începe de aici și tot aici se sfârșește. În cunoașterea lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Binecuvântat să fie Domnul în veci. Știu că sunt o grămadă de apucați care trec peste cunoaștere și vor să facă ceva. Eu vreau să fac, eu vreau să mă duc, eu vreau să lucrez, eu vreau să ajung acolo. Niciodată nu lucrurile este să interesate. Prima dată trebuie să-L cunoști pe Iisus. Și apoi El va spune ce trebuie să faci. În general, să suferi pentru El. Cam asta e povestea. Să vezi, îi voi spune eu ce trebuie să sufere pentru mine. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Mai vreți vreodată cineva pocăința asta? Vreți pocăința asta? Amin. Binecuvântat să fie Iisus. Amin. Și când spune Pavel, ce să fac, Doamne? Știți că Domnul nu creează oameni egoiști. Diavolul și dracul îi cunoaște. Îi creează pe ăștia. Dumnezeu creează oameni sfinți care sunt gata să se jertfească pentru alții. Și când eu zis întrebarea asta, Saul, ce să fac, Doamne? Nu eu mai răspuns, că putea să-i spună. Eu spus lui Anania, du-te în cetate și acolo îți va spune alții ce trebuie să faci. Pentru că vreau să te țes într-un trup al meu și vreau să te țes de frații tăi. Cine-s frații? Anania, un anonim. Dar te țes cu el. Unii zic, eu mă pocăiesc acasă, sucrezi tu, nici o pocăință n-ai. Atât am crescut spiritual, îmi spunea cineva, de când mă întâlnesc acasă, nu cred nimic. Domnul să-i ajute pe toți. Dar eu știu că în toată Biblia, cei care s-au pocăit cu adevărat, Dumnezeu i-a trimis la biserică și i-a țesut în trupul lui și slujesc unii altora și devin mădulare unii altora și trăiesc pentru Dumnezeul cel viu. Du-te că am un personaj pentru tine, e așa, un anonim. Eu, Dita mai Pavel, care umblu numai cu marii preoți și cu ei mă discurs și am scrisorile lor în buzunar, mă trimiți la un anonim, da, și chiar el se va ruga pentru tine și va pune mâinile peste tine și îți voi da vindecarea, ți-l arăți într-o vedenie, deși ești orb, pentru că vedenile vezi și dacă nu vezi bine cu ochii, orb să fii fizic, dar lumea lui Dumnezeu poți vedea, pentru că lumea lui Dumnezeu se vede cu alți ochi, glorie lui Dumnezeu. Și Domnul i-a arătat pe Anania, pe omul ăsta, cum vine spre el, și lui i-a spus lui Anania, și Anania l-a acceptat greu, dar când Domnul i-a spus, vezi că se roagă, atunci așa da seama că omul ăsta s-a pocăit cu adevărat. Pentru că o pocăință experimentată, pe lângă întâlnire și cunoașterea lui Iisus Hristos, care macină toată viața în sens pozitiv, oamenii ăștia se roagă și postesc. Haideți să vedem un amin. Trei zile n-am mâncat și n-am băut nimic. Nu că mănânci fasole și nu mănânci mazăre. Trei zile n-am mâncat și n-am băut nimic și și-am plătit postul acesta cu rugăciunea. Du-te, Anania, că se roagă. Pocăința adevărată are disciplinele astea, post și rugăciune. Dumnezeu să ne aducă înapoi într-o pocăință adevărată. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim cu adevărat, pentru că fără rugăciune și fără post, fără disciplinele astea, tu nu poți să reziști într-o relație personală cu Iisus Hristos. Să spunem toată adunarea gloriei Domnului. Spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Și vă mai spun ceva de pocăință. Asta chiar nu o să ne placă. Nici postul și rugăciunea nu ne placă. Că sunt discipline care cer un efort din partea noastră și nu ne place să fim așa liberali, să zburăm cu mâinile pe sus, numai că trebuie să zburăm și cu genunchii pe jos. Amin. Amin. Și ce vă spun nu o să vă placă. Știți, oamenii care se pocăiesc cu adevărat, Dumnezeu ne mai lasă și cu o doză, e drept scurtă că Dumnezeu e bun, să fim umiliți. Așa ne lasă Dumnezeu să fim umiliți în fața oamenilor. Să ne vadă oamenii umiliți. Nu vorbesc de umilință acum, în sensul smerenie. Să fim umiliți. Adică să uite toți la noi și vai, sărac, vai. Ne trece în zdrobirea asta, foarte puternică, dar nu mult timp, că știe că ne-ar fi greu. Că vedeți, între Ierusalim și Damasc sunt 160 de kilometri, am citit asta.
Dar Iisus putea să-l întâlnească la început și trebuia să meargă mulți kilometri dus de alți de mâini, ca un orb, ca un nimeni. Dar l-a întâlnit așa pe final, la câțiva kilometri. De a lăsa doza asta de umilință. Să se simtă el în inima lui și să-l vadă toți. Dita mai, omul care leagă, care duce, că a văzut că toți îl știau, că e orb și că e dus de mâini ca un nimeni. Kilometri întregi era dus de alții. Mulți am vrea să ne pocăim, așa, grozav, și botezul să-l facem pascuns și nu trăim niciun fel de umilință. Bine. Dar când vrei să te pocăiești cu adevărat, dacă vrei să te pocăiești cu adevărat și mă gândesc că vrei să te pocăiești cu adevărat, Dumnezeu te mai lasă și umilit așa. Merg cu capul plecat așa. El, cu pieptul scos, gata să... Când s-o pocăiți, s-o întâlni cu Iisus, uite așa merge. Iisus i-a luat vederea și s-a să te ducă prietenii tăi, subalternii tăi. Și s-o dus așa, prăbușit și dus de mâini kilometri între și tot să vedea, stai Saul. Dar nu mai vede. E ca un cercetător de pe stradă. Dar știți, în toată umilința asta, acest om acum păstra în inima lui cea mai mare comoară. Deși priveai la el și spuneai, e terminat, de fapt el acum a înviat. Pentru că în inima lui era o întâlnire personală cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Acum, pocăința asta moștenită e ciudată, că e exact pe contrasens. Când ești într-o pocăință așa moștenită, nu te mai umilește nimeni, că doar tu ești la filcăi cu ei. Toți! Spuneam fraților și am spus în biserica din Beclean, am citit un text că veți fi urâți de toți. Și am zis, bă, cum să face când vremea asta nu ne mai urăște nimeni? Mai se uită cineva, am zis, vai săraci, noi suntem grozavi, acum suntem pe baricadă, suntem sus de tot, toți ne aplaudă, toți sunt pângă noi, ne ridică în slav. Și de ce? Pentru că nu trăim o pocăință adevărat. Când ne întâlnim cu Iisus Hristos, cu toată ființa noastră, lumea ne respinge. Le-am zis tinerilor în biserica asta, la fete, la domnișoare, era și fiica mea pe acolo. Vă urăște colegele. Vă urăsc? Nu. De ce? Habar nu avem. Dar le-ați spus vreodată când v-a spus, bă, azi noapte am fost cu un flăcău și m-am distrat până dimineață. Le-a spus, ai păcătuit, mergi în iad! Nu. Păi de-aia vă iubește. Ia fă-o mâine. Să vezi cum e. Bă, dar păi tu asta chiar crezi că nu e păcat? Merg în iad pentru asta? Da! 100%! Să vezi cum vei fi respins. Nu mai bă, că aia ne spune în față că suntem așa. Numai ori, ori. De aceea mă rog Duhului Dumnezeu să ne lasă să fim și umiliți, pentru că prin umilința asta arătăm că aparținem lumii lui Dumnezeu. Glorificat să fie Domnul. Nu te va lăsa mult, Doamne, umilit, dar cât te lasă, bucură-te. Că ăla-i drumul spre pocăința adevărată. Că după aia te ridică Dumnezeu și va face Dumnezeu, te va plimba El prin al treilea cer și pe noi ne va duce într-o zi exact la tronul lui Dumnezeu, mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Din toată inima, glorificat să fie Iisus. Glorificat să fie Iisus în veci. Haideți să ne rugăm. Poate aș fi nedrept să pun oameni aici că se ridice mâine. Cred că toți vrem să ne pocăim în seara asta. Tatăl iubit, ne întoarcem ca să-ți mulțumim pentru că ai lăsat această oază de lumină și speranță în această seară în Huedin. Îți mulțumim că ai îngăduit Fiului Tău ca să coboare între noi în această seară. Și îți mulțumim pentru Duhul Sfânt care a venit aici să cerceteze inimile noastre, să străpungă, să convingă, să mustre, să îndemne și să ridice prăbușirile din viața noastră. Atinge-te de orice inimă, Iisus. Și în numele Tău ne rugăm, dă biruință fiecăruia, Doamne. Tu știi starea fiecăruia, Doamne. Ai toată puterea în cer și pe pământ. Ridică orice povară în această seară. Dă drumul celor apăsați. E o seară care se înscrie într-un an de îndurare al Tău, Doamne. De aceea îndurarea Ta să cadă peste orice inimă, orice lanț să cadă la pământ, orice legătură să fie tăiată în numele lui Iisus, orice diavol și orice demon să fie pus pe fugă în numele lui Iisus Hristos și sângele Tău să curățească încă o dată orice păcat, pentru ca să plecăm cu hainele curate, aleluia, albite și spălate în sângele Mielului, ca să putem să intrăm pe porți în cetate. E gata să se deschidă poarta veșniciei, e gata să vii pe norii cerului, mire iubit călcând pe slăzi, și vrem toți care am fost în această seară la adunare să fim ai Tăi și nimic să nu rămână aici. Noi și copiii noștri, noi și casele noastre, să ajungem mântuiți în împărăția Ta. Ajută-ne să Te cunoaștem, să descoperim pe Tine, să trăim pentru Tine și pentru alții. Ajută-ne, Doamne, să dăm dovadă de oameni care ne-am întâlnit cu adevărat cu Tine.
care trăim și murim pentru tine. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh îți mulțumim. Amin. Thank you.